Bun venit, sunt Marcel Kim și în acest prim videoclip îți voi furniza 3 lecții pe care le-am învățat în drumul meu spre a descoperi cea mai profitabilă nișă pentru afacerea mea. Și sunt sigur că o să-ți placă aceste 3 lecții pentru că o să vină fiecare cu câte o poveste reală din viața mea. Să începem cu prima. Lansasem programul membership, aveam foarte mulți membri entuziasmați și atunci am vorbit cu echipa mea tehnică și am spus: hai să creăm ceva, o aplicație gratuită pentru Facebook. Și atunci am creat Cool Fanpage, o aplicație care creează pagini pe Facebook. Și această aplicație fiind gratuită, automat avea nevoie de update-uri în fiecare lună pentru că Facebook din nou se modifica, cerea tot timpul noi lucruri. Însă acea aplicație nu mi-a ce niciun venit. Și cum este că toți cei care se înscriau în această aplicație m-au contactat tot timpul, îmi trimiteau mail-uri și îmi spuneau că aplicația are erori, că trebuie îmbunătățită și așa mai departe. Și eram practic într-o poziție foarte proastă acum pentru că eu trebuia să fac bani, după cum spuneam, în ceva care nu mi-aduce profit. Și prima lecție este că, indiferent de produsul sau serviciu pe care îl oferi, trebuie să-l adresezi unei piețe care efectiv poate să plătească pentru acel serviciu. Cei care nu câștigă bani pe internet au pretenția ca totul să fie gratuit. Ei consideră că totul ar trebui să fie gratuit atâta timp cât ei nu câștigă bani. În schimb, cei care investesc în mediul online, cei care au o afacere online, caută cele mai bune servicii și sunt dispuși să plătească bani grei pentru acel serviciu. Așadar, asta este prima lecție. Caută o piață unde sunt oameni dispuși să plătească pentru serviciul tău. A doua lecție începe cu cea de-a doua aplicație. Am învățat această lecție, am spus: hai să creăm o aplicație pe care putem să o vindem. Și atunci am creat aplicația FB Quiz, pe care am vândut-o cu 19 euro pe lună, la început. Însă mi-am dat seama că cu acest preț nu pot să îmbunătățesc platforma așa cum mi-aș fi dorit. Așa că am crescut prețul la 49 de euro pe lună și m-am adresat unui public diferit. Da? Firmelor care puteau să plătească cu ușurință acest preț. Ba chiar mai mult au plătit și serviciul de creare quiz și practic plăteau undeva la vreo 100 de euro pe lună pentru quiz și creare quiz. Și în momentul în care m-am adresat aceste piețe, a fost foarte ușor pentru noi să îmbunătățim această aplicație, să o facem mult mai bună. Și acum aplicația FB Quiz este mult mai bună decât era înainte. Și asta este cea de-a doua lecție. Dacă vrei să oferi cele mai bune servicii și produse pe piață, cere un preț premium. Și a treia lecție vine de la ceea ce am văzut la ceilalți când au încercat să vândă fie aplicații sau servicii pentru Facebook. Mulți știu foarte multe lucruri, însă nu reușeau să vândă aceste servicii firmelor. În schimb, pentru mine era foarte ușor să, și este în continuare foarte ușor să strâng firme care o să le furnizeze anumite servicii, de exemplu, servicii de Facebook Ads. Și diferența dintre cei care nu reușesc să obțină contacte și cei care reușesc este faptul că cei care nu reușesc sunt generaliști, cei care reușesc sunt specialiști. Ce înseamnă asta? Cei generaliști nu au un plan. În momentul în care îi se duc la o firmă spun ceva de genul: lasă-ne să ne ocupăm de cont tot de Facebook Ads pentru că ne pasionează chestia asta, ne place foarte mult. Asta nu o să-i convingă. Nu o să îi determine să te plătească pentru ceea ce tu faci. Sau poate să zică: ok, fă-o, dar o faci gratuit. În schimb, dacă te duci la o firmă și spui: uite, am un plan, am o strategie care te va ajuta pe tine să obții rezultate cu serviciul Facebook Ads, atunci îi vor spune: da, am nevoie de tine. Spune-mi cât mă costă. Da? Deci asta este cea de-a treia lecție pe care ți-o furnizez. Dacă vrei să câștigi bani, nu fii un generalist, fii un specialist. Acum, astea au fost cele 3 lecții pentru primul videoclip. Ceea ce aș dori să faci în continuare este să-mi lași un comentariu mai jos, să-mi spui cum ți se par aceste lecții și să-mi spui dacă vrei să fii un specialist în Facebook Ads, pentru că în videoclipurile următoare îți voi arăta mai exact ce înseamnă, ce trebuie să faci pentru a fi un specialist în Facebook Ads și cum anume să vinzi aceste servicii pentru a câștiga bani. Ne vedem în videoclipul următor.